Mai bine de o săptămână, satul Ciutulești din raionul Florești este terorizat de o haită de lupi. Prima dată au ucis 5 oi de la o stână din marginea satului, iar peste câteva zile, alte 20. De când au aflat despre nenorocire, localnicii spun că trăiesc cu frica în sân. Inspectoratul de Poliție Florești confirmă cele întâmplate, dar menționează că Agenția Raională pentru Siguranța Alimentelor este responsabilă să rezolve problema cu lupii. Stâna lui Viorel Rusu din satul Ciutulești, raionul Florești, se află pe un deal nu departe de casa unde locuiește. Fermierul avea în jur de 150 de oi. Spune că de 11 ani se ocupă cu oieritul, însă așa ceva nu s-a mai întâmplat. Una au rupt-o de tăiat, au gătit-o chiar pe loc și marți dimineața la ora 3, băieți osculat, era tot bine și când dimineața mă întoarce la 7, erau fermat poarta la ocol și oile toate împrăștiate. Lupchi, eu am văzut lupchi. Șasarul a fost la stână. Fermierul s-a văzut nevoit să vândă toate oile care i-au mai rămas, doar să nu intre în gura lupului. Le-am dat și pe datorii, le-am dat, căutați, au rămas zalog, mașina sau o gradă încuietă. Stăm că avem jite, avem... Le-am adus toate acasă, am cal, vacă. 30 de cap, numai câte 1000 de lei și 30 de mii de lei. Oamenii din sat spun că acest incident i-a îngrozit și se tem deja să iasă seara pe ulițe. Uite că și la Sârbiești au fost, alaltă seară. Și-o fermat, tot zis că la un om acasă. Da. Teamă, nu știu, și-ați și cu coaia asta, nu tem, dar ei vor să bat și în sat. Dar ne-am mâncat și pe noi, nu numai. Avem copii, avem animale, chiar nu numai oi. Să ne iese frică cum, la vară, cum să-i priponim. Sau un copil să duc să-i dea o caldare cu apă. Sau... Ei fiind flămânzi, nu mai cad, că-i om, că-i copil, că-i saturi. Solicitat să comenteze acest caz, primarul localității, Igor Burcă, a declarat că nu lupii ar fi de vină pentru moartea animalelor.